Amendă usturătoare astăzi pentru un bărbat din Slatina care arunca deșeuri pe domeniul public. A fost surprins la marginea orașului în timp ce descărca dintr-o auto utilitară saci cu moloz în urma renovării locuinței, a spus el. Polițiștii locali l-au prins cu ajutorul camerelor de supraveghere ale orașului. La fața locului a ajuns și o echipă de la Inspecția în Construcții din cadrul Poliției Locale Slatina, iar bărbatul a fost pus să ia saci cu moloz de pe spațiul public. Sistemul de supraveghere al municipiului Slatina și-a făcut din plin datoria. A fost surprinsă o camionetă pe raza municipiului Slatina, în proximitatea fostei halde de gunoi, pentru a descărca saci încărcați cu moluz. Eu știam că aici se aruncă, de-aia am venit. Nu știam că nu se mai aruncă. Ați mai venit aici altă dată? Mai de mult, acum câțiva ani, nu știu. Când, tot așa cu moluz, când am mai făcut reformă la apartament. Renovării apartamentului? Al dumneavoastră. Da, nu. Ce faceți acum cu moluzul? Ce să fac? Duc la Salubris, unde se aruncă la Balteni. Cazul a fost preluat de Garda de Mediu Olt. O echipă de comisari a ajuns acolo, șoferul fiind amendat. Ca urmare acestui fapt, persoana va fi sancționată cu sancțiune contravențională în valoare 6.000 de lei și dispusă măsura ca deșeurile respective să fie duse în depozitul conform de la Bălteni. Autoritățile oltene spun că au început controalele privind depozitarea necontrolată a deșeurilor, iar amenzile sunt destul de mari, așa că cei care vor fi prinși vor răspunde în fața legii.